Salut, Florin, cu siguranță tot timpul mai am timp să învăț câte ceva. Să știi că am fost cu minte, eu nu stric după fete pe stradă, că nu-mi stă în caracter. În schimb, astăzi, așa este, sunt pe calea victoriei. Florin, vreau să spun că sunt foarte bucuros. Ai văzut dimineața că mi-am luat bicicletă și trebuie sărbătorit lucrul acesta. Cum sărbătorim noi cel mai bine? Cu o felie de tort. Imediat o să vă prezint un desert și vreau să-ți mai zic ceva apropo de calea victoriei. Sâmbăta, duminica, se închide calea victoriei, devine arteră pietonală și este foarte bine de circulat chiar cu bicicleta. Mă uitam acum de piste de bicicliști, sunt, dar la un moment dat se opresc într-un stâlp. Dar ne descurcăm, asta este viața de biciclist. Cu siguranță pe calea victoriei sunt foarte multe lucruri frumoase de văzut. Bună, hello, hello, bună! Ce? Ce mă, e Gabriela noastră? Sincer? Ia e, îmi cer scuze, vezi de treaba ta. Auzi, Gabriela e, mă? Cred că a auzit că mi-am luat bicicletă și mă urmărește. Vezi, mă, ce înseamnă o bicicletă? Deci fii atent, Florin, ne vedem puțin mai târziu, până se face verde la semafor, să vă prezint un desert. Uite că am cu cine să împart o felie de tort. Doamne ajută! Auzi că mi-am luat bicicletă, cred că vrea să ne plimbăm, nu? Sigur, nu bada. Treaba asta în felul următor, am vrut să o invit aici la o felie de tort, a zis că are filmare, se duce la treabă și a zis că e la dietă. Deci nu am avut noroc, dar e bine și așa, pentru că vă rămâne vouă, cu siguranță o să vă aduc o felie de tort la pachet să sărbătorim faptul că mi-am luat bicicletă. Hai să vedem cu ce bunătățuri suntem așteptați. Bineînțeles, tortul se poate, de fapt, poate fi consumat indiferent de perioadă, de anotimp și dacă avem de sărbătorit ceva sau nu. Mircea, bună dimineața, bine ți-am regăsit. Ca de obicei ai pregătit foarte bine. Haideți să ne așezăm, că e cel mai bine să ne așezăm, să vedem cum putem sărbători faptul că mi-am luat bicicletă. Foarte multe torturi și arată foarte frumos. Fă-ne o poveste. Eu te-am așteptat cu părții mici, că ți-ai luat bicicleta acum, na, trebuie să iei o gustare. Încep prima oară cu plăcinta cu dovleac, cum o făcea bunica mea. Avem și un aliveș făcut cu mălai, cu brânză dulce, cu stafide. Avem și o plăcintă cu mere, o plăcintă cu bezea, cornulețe cu gem și nucă, cu foietajul este făcut cu unt. Știu că voi aici faceți toate rețetele, sunt rețete tradiționale pe care le moșteniți de la bunici, de la părinți și duceți povestea mai departe. Înainte de a trece la tort, ce ne-ai pregătit acolo și dacă oamenii, mai ales sâmbătă, duminică, atunci când calea victoriei este închisă, devine arteră pietonală, după ce aleargă, după ce se plimbă cu bicicletele, opresc să servească ceva, să-și ia porția de proteine? Opresc în coadă, nu că opresc. La noi avem, mai ales în weekend când este pietonal, noi avem coadă non-stop de... Doar căldura un pic așa, îi mai pun la terasă să-și iau un fresh, o limonadă. Aici avem o ruladă pe care o făcea Mica, maică mea, cu cacao, nucă și un blat pufos de unt și ou. Mamă, hai să începem acolo cu... Ne mutăm. Cu torturile. Începem cu clasicul, binecunoscutul, tort de mere, cremă de zahăr și scorțișoară, frișcă naturală din smântână. Continuăm cu rulada diplomat, cu cremă făcută din lapte, fructe din compot, tot așa, cu frișcă făcută din smântână. Apropo de diplomat, eu nu am fost prea diplomat, că am strigat după fete pe stradă. Nu se face așa ceva și nu este indicat, dar putem servi un diplomat. Da, foarte bine ai făcut. Măcar a avut rezultat? Nu. Ok, și continuăm. Na, noi avem și vechiul, am început cu vechiul. Continuăm cu noul, ca să spunem așa. Aici avem un tort făcut din mus de vanilie cu creme, pere în caramel. Aici avem un tort, noi spunem nava OZN pentru că arată ca un nava OZN, făcut din mus de ciocolată albă și inserție de piure de mango. Aici avem un tort făcut din căpșuni. Pentru că ciocolată. Ne legăm ce avem de sezon, chiar dacă nu mai sunt încă așa de multe căpșune pe piață, găsim pentru o prăjitură, se găsește cu siguranță. Se găsește. Am văzut că ai băgat fructe de sezon prin toate preparatele. Noi punem fructe de sezon prin toate preparatele, sunt principalele noastre cu decorațiuni, folosim doar ingrediente naturale, 100% naturale, până și colorantul este 100% natural, făcut din diverse plante, diverse fructe, cum este cel roșu, este făcut din sfeclă roșie, din morcov. Acolo mai avem un tort de zmeură cu blat de migdală și deasupra avem o frișcă cu mascarpone. Perfect. Îți mulțumim foarte mult. Cu siguranță te vom mai vizita aici pe calea victoriei. Cu mentă aveți ceva? Cu mentă. Avem un tort cu lime.
acolo, lime și mentă. Am înțeles, nu de altceva, dar știi ce se spune despre mine, că de obicei cu menta se mi se mai întâmplă. Îți mulțumim foarte mult, vă salut pe toți încă o dată și cu siguranță o să vă aduc și vouă ceva la pachet pentru că sărbătorim faptul că mi-am luat bicicletă. Cu toate cele bune, o zi frumoasă. La ăla cu mentă mi se potrivește foarte de bine. Mentă ăla. De mentă. De mentă.